Carla? Unde ești? Ia, a scris. Ce a zis? A zis că la 11:30. 11:30 ce? Să pun la el. Păi și cum puteți să fiți la el la 11:30 dacă eu sunt plecat? Mergem pe jos? Pe jos. Yeah. Cu autobuzul? Yeah. Putem să mai filmăm acolo? Mergeți pe jos. Pe jos până... Până la acasă, cât faceți? O oră. Oră, da. Oră, pe stradă. Da. Păi ce, cum vrei să ajungi, Dani? Cu autobuzul nu putem? Nu. Ok, mergem pe jos. Eu tot pot să merg pe jos. Dacă tu nu vrei să mergi pe jos, nu știu, dar eu merg singur pe jos. Eu știu unde să merg. Nu trebuie să-mi iau plac? Nici tu, Carla. Arată bine? Da. S-au întâmplat foarte multe. Noi trebuie să mergem să semnăm actele pentru teren și în același timp copiii au oră la oră de surf și am întârziat, le-am decalat pe toate, ne-am dat peste cap, dar tot e bine când totul se termină cu bine. Distracție plăcută, copii. Cum se spune? Val bun sau cum? Boazon. Valuri bune. Și Brălogul rămâne cu noi. Ai pus pantaloni invers, știi? Ai direct. Carla și-a pus pantalonii pe dos. Mami, dă-mi un pupic. Te iubesc. Să zice statul nostru. Da, normal. Închide ușa. Da. Închide ușa, Carly. Hei, ne-am oprit să mâncăm pateul nostru preferat, așa pe stradă, facem și de-astea, în America de Sud n-ai cum să nu faci, mâncarea de pe stradă este una dintre cele mai bune mâncăruri pe care eu o găsesc, evident că și restaurantele de cinstele sunt foarte bune, dar și pateurile de la Tanti Rosa sunt extraordinare. Bun pateu, tati! Acum semnăm actele și domnul este domnul gestor Helio și quiero una pregunta para você. Que preciso estrangeiro para comprar um lote ou uma casa aqui no Brasil? Só os documentos pessoais. No caso, é só a identificação como ela tem. Passaporte. E se você tiver CPF, tudo bem. Mas se não tiver, você pode comprar também. Se deixa garantido. Aham. Deci ați înțeles, nu-ți trebuie decât pașaportul, că de restul se ocupă dânsul. Păi rapid, nu-i Gabriel? Si, mult rapid. Ia uitați cum arată Brazilia de Crăciun. Vedeți marea în spate? Asta e 3 reis. Asta e 3 reis. Noi mergem la cumpărături, că trebuie să ne aprovizionăm. Am ajuns înapoi la mașină. A venit căldura în Brazilia, deci... Vrei apă de căldură? Nu sunt foarte multe grade. M-am uitat pe internet, sunt vreo 30 de grade, dar... Par mai... În fine. E cald, ce să mai, e cald. Mergem la Angro să ne aprovizionăm.
parcat camionul? Am parcat camion. So full of desperation, I can barely stand the rotation. Nu că tu ești copil, n-ai voie. Lavinia face pe copilul. Se distrează. Și noi mergem să cumpărăm. Toate cumpărăturile astea au făcut 370 de reais, ceea ce înseamnă vreo 285 de lei. Ca unde te-ai mai învățat? Cabana de Empada. Ca de obicei. Ca de obicei, da. Pentru că aici se mănâncă bine, prăjiturile sunt extraordinare și au espresso, care, pe care nu-l găsim peste tot. Și pe care noi l-am mai băut de câte zile? Nu mă știu, cred că aproape o săptămână. De când am mai băut... De când am mai fumat. Cafea și de când am mai fumat. Da, mă întreabă lumea cum mă descurc cu fumatul. Mă descurc bine. Prima zi am fost năuc, terminat, am dormit 12 ore, mai mult de 12 ore, după care ușurel mi-a fost din ce în ce mai ușor. Mă mai apuc așa din când în când, dar e... Ce faci când te apucă? Nu fac nimic. Mănânc ceva, de obicei. Mă duc să mănânc ceva, beau ceva. Un suc, îmi fac un suc, mănânc o fructă. Un fruct. Mamă, de bună e. Foarte bună. Foarte bună. Bună, Ana. Dar ce prăjitură este? Poți să-mi explici? Brigadier. Am înțeles. Empada e brigadier. Ziceai că ai plete și le dai așa pe spadă. Am ajuns acasă. Și ăștia mici nu s-au întors de la surf. Îi aștept, sunt curios, nu mai pot. Și eu am o dronă, asta vreau să spun acum, că am o dronă pe care nu o prea folosesc. Nu o prea folosesc pentru că am pierdut una și am o anumită frică să nu mai pierd și pasta. Și cu cât mai puțin o folosesc, cu atât sunt eu mai liniștit că mă stresează. Și am zis că trebuie să o folosesc mai des ca să mă obișnuiesc și eu cu ea și să fiu mai bun în ceea ce privește orele de zbor și chestii de genul ăsta. Și mă gândeam să vă ofer o perspectivă a locului unde locuim noi. Ăsta este un frigider pe care ni l-au împrumutat niște vecini și nu au venit să-l ia. De asta stă afară, că noi mai aveam un frigider înăuntru care s-a stricat și cât timp a fost ăla la reparat, ni l-au dat pe acesta. Așa, și să dau drumul la dronă, nu? Open your eyes. What can you see around? Wind of the open sky over the siren sound. This is a dream, getting the royal scar, holding a diamond blade, throwing it far. Holding your breath still, you jump the fire. We'll just sit and wait till you see me fly. You know they'll never catch me for it. You see me fly. The way I put my finger on it. You see me fly.
profesionist ești, Gabriel. Am zburat-o! Uhu! Uma, șezi. Bravo, fată! Ce fată educată, Doamne! Cam asta a fost filmarea cu drona. Sper că v-a plăcut. Și acum mergem să-i luăm pe copii de la profesorul de surf. Fugim! Să vedeți ce s-a întâmplat. Noroc că Ana s-a uitat și noi am plecat cu pisica. E sus pe mașină. Pierdeam pisica pe drum. Hai, hai, vino aici. Hai, Tom, hai. Încercăm să recuperăm pisica. Hai că te ajut eu. Hai, dă-mi încoace. Acum iese câinele, celălalt, pe geam. Of. Câteodată e complicat. Iar deam pisica, da. Ajută-te. Hai, normal că te ajut. Mă duc să ajut copilul, nu mai stau să filmez. Mama. Da? Mă, fii varias imagini de. Să te manda. Vom manda. Suntem aici cu profesorul. Uzi. V-a plăcut, nu? Foarte Uzi. Mult. Foarte mult, nu? Pronto. Eu vom manda hoje, da agora, eu mando. Carla? Foarte tare. Foarte tare. Muito obrigado, professor. Tranquilo, massa. Eu que agradeço essa galera aí, massa. É, meu brother. Obrigada. Lindo. Obrigada. Foi muito bom. Mergem acasă, gata. Știi, ia spuneți. Plaja așa. Și știi la finalul unde sunt pietrele? La finalul. Unde sunt pietrele alea? Da. Am mers până acolo și am sărit în apă. E, na. De la pietre. Deci v-a plăcut, nu? Foarte mult. Abia așteptați să mergeți, a? Da. Da. Le place mult. Le place mult surfingul. Eu am încercat, n-am prins manevra. Mi s-a părut senzațional de greu. E, o zi am încercat, dar am luat foarte multe valuri. Open your eyes, what can you see around? Wind of the open sky, over the siren sound.